Bine, v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Taur. Vom face o etalare pentru săptămâna 17-23 septembrie, o etalare de dragoste, să vedem ce se va întâmpla în această săptămână în viața noastră sentimentală. Am pus o carte pentru doamne și o carte pentru domn din Zodia Taur, să vedem ce se anunță în dragoste pentru cei din Zodia Taur în această săptămână, ce se anunță în dragoste. Pentru Zodia Taur în această săptămână. Haideți să vedem. Ce se anunță pentru doamne săptămâna aceasta, cele din Zodia Taur? Din ce văd aici foarte multe obstacole, parcă sunteți mai mult pe partea materială, vă axați mai mult pe partea materială, nu vă gândiți foarte mult la relație sau la relații dacă sunteți singure. Parcă vă îngrijorează, aveți foarte multe probleme financiare și din cauza asta sunteți foarte confuze, nu vă puteți axa pe dragoste și pe relația sentimentală. Din ce văd, aveți și foarte multe pierderi. Nu sunteți liniștite din această cauză, aveți probleme la locul de muncă și asta vă influențează, nu vă ajută să fiți liniștite pentru a putea să vă axați pe relația pe care o aveți sau pentru a cunoaște pe cineva nou. Nu vă stă mintea la așa ceva. Pentru doamnele din Zodia Taur, nu vă stă mintea la relații. Pentru cele singure, nu vă stă mintea în a cunoaște pe cineva nou sau în a lega o relație. În schimb, e posibil ca doamnele care sunteți căsătorite din Zodia Taur să aveți probleme financiare în casă, probleme financiare în căsnicia pe care o aveți și din cauza aceasta să aveți foarte multe dispute cu soțul, foarte multe certuri, reproșuri legate de bani, foarte multe pierderi, probabil că ați avut foarte multe datorii. Nu vă văd având liniște sufletească sau liniște în casă. Cred că săptămâna aceasta aveți de trecut niște obstacole. Pentru doamnele căsătorite sau cele care sunteți într-o relație deja, veți avea de trecut un obstacol alături de persoana iubită. De trecut acest obstacol din cauza finanțelor, de unde provin și certurile dintre voi doi. Săptămâna aceasta va trebui să faceți cumva ca împreună să vă rezolvați problemele, să ajungeți la confortul pe care îl aveați înainte. Poate fi vorba despre niște datorii legate de casă, niște datorii. Poate ați făcut un credit la bancă sau poate din ce văd aici, ceva care vă îngreunează foarte tare sufletul și nu vă puteți înțelege cu soțul. Nu vă puteți axa pe viața sentimentală. La fel pentru cele singure, pentru doamnele din Zodia Taur singure, vă văd foarte mult la fel. Probleme financiare din cauza cărora nu puteți ieși undeva sau cunoaște pe cineva nou. Nici nu vă stă gândul la așa ceva, săptămâna sau cel puțin nu. Vreți să vă rezolvați problemele financiare, problemele din casă și doar atât. La domnii din Zodia Taur văd în schimb liniște în casă, comunicare foarte multă,
succes ce ține de dragoste. Sunteți săptămâna aceasta și foarte generoși. Probabil că faceți cadou persoanei iubite, cadouri, ieșiri. Posibil să faceți pentru persoanele care sunteți căsătorite, bărbații din zodia Taur care sunteți căsătoriți, e posibil să faceți o mutare cu persoana iubită în casă sau o schimbare în casă. Vreți să faceți împreună cu persoana iubită, să modificați ceva, să cumpărați o mobilă nouă sau să schimbați locuința, un început nou doriți împreună cu persoana iubită. Iar pentru cei din zodia Taur, bărbații din zodia Taur care sunteți singuri, legați foarte multe, vă văd comunicând foarte mult pe internet în special. Parcă apelați la site-uri de matrimoniale, site-uri de să comunicați cu persoane, să legați prietenii și legați foarte multe prietenii, însă nu se anunță nimic serios pentru această săptămână. Nu se anunță legarea unei relații serioase sau începerea măcar a unei relații serioase. Pentru doamnele din zodia Taur, răbdare, căci problemele se vor rezolva. Necesită puțin timp și problemele se vor rezolva și în domeniul acesta ce aveți noastră, a finanțelor și în domeniul dragostei în casă. Din ce mai văd aici, este posibil ca o a treia persoană să fi intervenit, care să vă fi făcut aceste probleme în casă. O altă variantă ar fi aceasta, să vă fi făcut aceste probleme în casă. Poate fi vorba despre o amantă sau o femeie rău intenționată care v-a făcut aceste probleme intenționat, însă problemele se vor rezolva într-un timp destul de scurt. Pentru bărbații din zodia Taur, se pare că, exact cum am spus, veți face schimbările cu persoana iubită. Bază foarte multă săptămâna asta, sunteți foarte bazați pe dumneavoastră, sunteți într-o continuă evoluție. Vă văd foarte sănătoși, foarte pozitivi. Chiar și pe cei singuri vă văd la fel, indiferent că legați o relație sau prietenie, vă văd la fel de pozitiv și liniștiți. Mai rău este pentru doamne, însă problemele se vor rezolva în scurt timp. Cam aceasta a fost etalarea pentru săptămâna aceasta pentru Zodia Taur. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share, iar pentru cei sau cele care doriți să luați legătura cu mine, puteți să vă uitați în descrierea profilului meu unde găsiți adresa mea de e-mail și numărul meu de telefon. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.